doamna Mihaela Pandelescu, la mulți ani pentru această sală de expoziții care, iată, a împlinit 5 ani de existență și felicitări pentru că este o performanță să reziști din conjunctura actuală socială, politică, culturală, deci în paradigma în care trăim astăzi, să supraviețuiești 5 ani la cote atât de înalte cu expoziții, cu o sală de expoziții, este o adevărată performanță, deci felicitări încă o dată. Cum s-a născut ideea acestui proiect? Noi vă mulțumim foarte mult pentru urări. Este o galerie de artă care a luat ființă în anul 2011, dacă aniversăm acum 5 ani, este un an aniversar, 2016. A luat ființă cu ajutorul unor artiști plastici consacrați care ne-au acordat tot sprijinul. A fost o expoziție de inaugurare a galeriei, o expoziție de artă contemporană cu un curator artist plastic deosebit, Ștefan Permuș, și cu câțiva dintre colegii, sau mai bine zis, dintre alți artiști plastici consacrați ai momentului, cum ar fi Horea Cucerzan, Ion Iancuț, Alexandru Grosu, un sculptor renumit care, din păcate, nu mai este printre noi, Angela Tomaselli, Mircea Roman, Necula Iorga, au fost cam 20 de artiști plastici în anul 2011 cu care noi am deschis această galerie. Am organizat de atunci și până acum 120 de expoziții colective și cred vreo 20 de expoziții de grup, expoziții personale cu artiști plastici cum ar fi Ion Grigore, Virgil Parghel, Ion Lazar, care tot așa ne-a părăsit cam de vreme, Nicolae Blei, Florin Bârză, artiști tineri ca Alina Manole și pot să spun că mai avem ca spațiu expozițional și sala de la hotelul Crown Plaza, unde și acolo organizăm expoziții personale, expoziții de grup. Este un spațiu care a fost foarte bine primit și de artiștii plastici, cât și de iubitorii de artă. Avem deja un public al nostru, avem deja și lucrări care au plecat, unele sunt în colecții particulare din România, Franța, Statele Unite, în lume, în general, da, spre bucuria noastră și, bineînțeles, și a autorilor. Este o galerie, am spus noi, deschisă multor proiecte. Am organizat aici și mai organizăm sesiuni de crochiu după model nude. Artiștii plastici au fost foarte plăcut, impresionați, interesați de aceste sesiuni, pentru că sunt artiștii foarte mari, da, care au ajuns la o maturitate artistică, pot să spun, și n-au mai făcut acest lucru din facultate. Și pentru ei a fost o provocare. Au fost niște sesiuni de model, de desen după model nude foarte interesante, foarte interesante, unde ei parcă și-au pus din nou talentul în funcțiune, ca să zic așa. Organizăm de asemenea cursuri de arte plastice pentru copii și adulți. De desen, de pictură, de portret, icoane. Și intenționăm să
Intenționăm să organizăm și alte evenimente, așa după cum am spus, suntem deschiși și multor proiecte sau tuturor proiectelor artistice, culturale, în acest spațiu expozițional. Aici e o adevărată bogăție, o adevărată comoară de frumusețe pe pereții acestor cămăruțe mici, că totuși spațiul este foarte larg. Această expoziție aniversară în care ați reunit lucrările mai multor artiști. De ce criterii i-ați ales pentru această expoziție de jubileu? Pentru această expoziție, bineînțeles că i-am ales pe cei cu care noi am deschis acum 5 ani, noi le spunem membrii fondatori, și pe cei cu care noi am colaborat și colaborăm în continuare. Sunt o parte din cei cu care noi le-am organizat expoziții personale. Sunt artiștii, așa după cum s-a văzut, da? Cu care noi am deschis în anul 2011 această galerie. Avem de asemenea pe Simeze, poate că este bine, nu știu, de spus, că avem și artiști plastici străini. Noi am organizat o expoziție personală pentru un artist plastic din Siria. El se numește Amar al-Nahas. Și pentru Samar Draie, care este tot din Siria, pentru câțiva artiști din Statele Unite, din Venezuela, din Franța, pentru cei care au dorit să-și deschidă o expoziție în această galerie. V-aș întreba încă o dată așa, practic, de ce ați simțit nevoia să faceți acest lucru în urmă cu 5 ani? Ca să vă spun drept, am simțit acest lucru pentru că am fost un pic impulsionați de un artist plastic care se numește Virgil Cojocaru, care are o vârstă venerabilă și el ne-a sfătuit sau ne-a îndrumat, ne-a ajutat să începem această activitate, ca să zic așa. Este o activitate deosebită. Este o activitate atât de plăcută că am lăsat deoparte și politica și, mă rog, alte, eu știu, poate lucruri mai puțin plăcute. Este un cadru deosebit pentru noi să stai de vorbă cu artiștii plastici care vin, îți prezintă o lucrare. Fiecare lucrare are o poveste, pentru că fiecare pictor acolo a investit ceva din viața lui sau cine știe, poate din viața altuia și tot timpul trăiești poate în lumea lor, care este o lume total deosebită și total aparte de ce este dincolo de ușile acestei galerii. Am văzut că aveți o expoziție permanentă aici la intrare. Despre ce e vorba? Da, chiar capodopere consacrate, nu? Da, avem în această galerie și o expoziție permanentă unde îmbinăm arta plastică clasică cu cea contemporană. Avem câteva lucrări deosebite, zic eu, de artiști foarte cunoscuți, cum ar fi Piliuță, Gheorghe Vânătoru, Paniu Anit și alții. Și de moștri sacri ai artelor plastice românești. Știu că împărțiți această activitate cu soțul dumneavoastră, nu? Chiar îmi spunea unul dintre artiștii intervievați că este o afacere de familie în sensul bun al cuvântului. Cum vă împărțiți atribuțiile cu soțul dumneavoastră? Da, așa este. Noi lucrăm împreună și pot să spun că eu sunt cea care intră în legătură directă cu artistul, iar el este omul din spatele camerelor, cum se spune, da, în televiziune, omul care nu se vede, da, dar care muncește foarte mult. Nu știu dacă este o laudă, dar noi cred că suntem printre puținele galerii care, pe lângă faptul că organizăm expoziții pentru artiștii plastici consacrați, cât și pentru cei tineri care sunt la început de drum, realizăm și niște cataloage, priante,
avem niște CD-uri care zic eu că sunt cele care ne reprezintă, da? Și acum, fără, eu știu, lipsă de modestie, nu știu câte galerii mai fac aceste lucruri pentru artiști, pentru, contează foarte mult și pentru noi ca galerie și contează foarte mult și pentru ei, la CV, la portofoliu, da? Deci să se vadă că au participat la expoziții, lucrările trebuie să circule și circulă prin intermediul nostru, prin intermediul internetului, prin intermediul acestor CD-uri, cataloage, pliante. Proiecte acum, așa pe termen scurt, expoziția este deschisă aici până la sfârșitul din februarie, am înțeles, această aniversare, nu? Sau... Da, este deschisă până la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, după care urmează câteva expoziții personale. Mulțumim, la mulți ani încă o dată, felicitări! Vă mulțumim! Nu mai vreți să spuneți ceva? Nu, da, cred.